uite, la un moment dat te crezi în Elveția, da, pe drumuri. Și așa, ca să-ți amintească că nu ești în Elveția, trebuie să treci pe o porțiune de drum proastă. Așa, ca să nu crezi că e un vis. Să te trezești la realitate, că trăiești în Moldova. La nouă ne pornim de aici, de la ieșirea din Chișinău, mergem înspre Ungheni. Tot în țara asta se mișcă cu viteza mielcului și exemplu drumului ăsta e doar unul dintre cazuri. Nouă tot ne se tot spune și spune că mâine, dar nu azi, și așteptați mai răbdați, puțin răbdare. 6 ani e prea mult pentru o porțiune de drum. În mod normal, o autostradă se construiește în 2 ani. Asta e autostradă. Noi aici vorbim de un drum relativ simplu, care are inclusiv un cost destul de generos. O să vedem, deci o să vedeți și voi, dacă într-adevăr costă ceea ce s-a finisat, lucrările care s-au efectuat, dar chiar costă 1 milion de euro pe kilometru. Am decis să susțin sau să fac parte din echipa care, dacă putem spune așa, testează calitatea traseului Chișinău-Ungheni. Se lucrează, acum se mai lucrează, doar foarte, foarte lent și noi de vreo 2 ani cam suntem într aceeași situație ca cum este acum, deci nu s-a schimbat foarte puțin. Pare important ca oamenii să-și facă muncă și mai ales dacă s-au băgat bani publici. Eu vreau ca banii ăștia să fie utilizat așa cum a fost planificat. De asemenea, mai ales dacă s-au cheltuit tare mulți bani pe această porțiune de drum, care noi efectiv vedeam că nu costă așa, adică e amuzant că costă așa de scump. Sunt porțuni total nu acoperite de asfalt și mult pietriș și dificil să mergi pe bicicletă. Trebuie să te oprești sau să te ridici de pe scaun ca să nu te traumezi. Și încă o chestie foarte importantă, dacă porțiunea e foarte rea, acolo se opresc mașini și calitatea aerului e foarte proastă și asta e de fapt cel mai greu, să respire gazele de eșapament. Noi nu mai auzim din noutăți, iată, se repară drumul și parcă omul poate să creadă că drumul e reparat și tot e bine, dar de fapt nu e așa. Eu tare sper că el să fie în sfârșit reparat. Pentru că nu e ok când de 6 ani drumul nu poate fi terminat. Asta e nu serios. Am făcut drumul ăsta acum 2 ani și am prins să văd că unele porțiuni au rămas tot în starea asta. Mă gândeam că poate trebuia să fie cel puțin drumul reparat pe un sens. Nu, asta nu s-a făcut. Da, și urmează să vedem cum este mai departe. Da, evident că nu ne așteptam la gropi totale, dar fiecare dată când vedeai câte chestii, cu siguranță, concluzia era că precis nu-i drum de 90 de milioane de euro. Deci
îți iese cam un milion de euro per kilometru și asta nu-i tipul ăsta de drum. Noi am văzut drumuri de un milion de euro pe kilometru. Dacă vă uitați atent, sunt chiar pe porțiunea asta, sunt fisuri deja, e drum, el se pare reparat. Sunt fisuri așa și de curmezi și de lungul și așa mai departe. Asta înseamnă că el o să ducă, hai, cât, încă un an? După asta iară trebuiască să ne împrumutăm ca să reparăm. Acostamentul e o problemă cam pe toată distanța. Nu-i dezastru și nici nu ne-am așteptat la dezastru, pentru că altfel nici nu ne pornem cu bicicletele. Dar este un drum care este reparat cosmetic. Imediat ce o să termine reparația, o să trebuiască iarăși de început, pentru că el deja se strică din urmă. Noi am mers încet ușor. Vreo 5 ore. Ora 4? 4:22. Da. 6. Cam așa, cu pauză, cu un alt. Cam asta.